Scandalul dintre tabăra Pandurilor și cea formată din clubul Dinamo și Liga lui Mitică Dragomir capătă amploare pe zi ce trece. Condescu a decis să meargă până în pânzele albe la TAS și somează Liga să întoarcă deciziile luate împotriva gorjenilor. Mai mult, Condescu este convins că acele comisii ale Ligii care au hotărât că Pandurii sunt buni de plată erau la momentul respectiv în nestatutare. Astfel s-ar deschide cutia Pandurei, fiindcă oricine ar putea contesta deciziile luate în acea perioadă. Cazul cel mai elocvent este cel al sârbului Ljubicović de la FC Vaslui, care a câștigat procesul cu clubul moldovean. Toți care se vor adresa în conformitate cu această adresă și care au pierdut în această perioadă, își vor câștiga drepturile fără niciun fel de problemă. Implicat în numeroase litigii cu Liga și Federația, bosul Timișoarei, Marian Iancu, îl sfătuiește însă pe Condescu să plătească datoria și apoi să-și recupereze banii în urma deciziei de la TAS. Iancu este convins că astfel Condescu îi va putea amenința pe dinamoviști chiar cu falimentul în cazul în care nu vor returna banii. Bosul Pandurilor susține însă că pe lângă decizia favorabilă primită în civilă de la Curtea de Apel Craiova, a primit dreptate și în instanțele sportive, când acestea erau în subordinea Federației și nu a Ligii. De 6 luni de zile încerc să repun pe rolul comisiilor această hotărâre definitivă și revocabilă, dar eu nu am o hotărâre pe cale sportivă din afara țării. O am de la Federația Română de Fotbal, care ne-a judecat și care a spus destul de clar, Condescu are dreptate. Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal, o hotărâre pe care n-a desfințat-o nimeni niciodată și nici n-a atacat-o. Condescu a cerut convocarea unei adunări generale extraordinare a Ligii cu toți șefii din Liga 1 pentru a soluționa scandalul iscat.